Bună ziua, bine v-am găsit, o nouă ediție Prima News, o ediție în care vă propun acum în prima oră să discutăm despre starea de fapt a României, a României educate, pentru că și astăzi am avut parte de un examen important, dar vorbim iată de examene finale care lasă urme destul de adunci pentru România și pentru ceea ce urmează ca și efect la nivelul societății întregi. Vreau să vorbim de asemenea despre ceea ce se întâmplă în lume, pentru că sunt, iată, momente destul de tensionate, o temperatură destul de ridicată, ca să-l citesc chiar pe președintele în exercițiu al Statelor Unite, Joe Biden, care vorbea atât de faptul că le cere americanilor să mai comboare această temperatură electorală din Statele Unite. O să comentăm, suntem atenți la ceea ce se întâmplă acolo. Pe de altă parte, iată, avem diverse știri sau cel puțin informații cu privire la ceea ce ar putea să se întâmple în România, cu privire la anunțuri noi sau anunțuri spectaculoase pe care ar putea să le facă lideri politici cu privire la ceea ce urmează pentru România în 2024. Mă refer aici la alegerile prezidențiale fără doar și poate, pentru că parlamentarele par cumva lăsate, deși din punctul meu de vedere ar trebui să fie cele mai importante, având în vedere faptul că alegem forul legislativ suprem, sunt lăsate cumva în plan secund, asta și prin prisma faptului că vin chiar după primul tur al prezidențialelor. Dar discutăm despre toate acestea. Înainte de asta, vă propun să vedem care sunt principalele titluri. Aproape 300 de localități au probleme la alimentarea cu apă și peste 230 de fântâni sunt secate, anunță Administrația Națională Apele Române. Cele mai multe probleme sunt în județele din estul țării, Botoșani, Vaslui, Neamț, Iași și Vrancea. În aceste zone, autoritățile fac eforturi să stocheze apă astfel încât să ajungă la toți beneficiarii, iar localnicii sunt rugați să facă economie și pe cât posibil să utilizeze apa de la robinet doar pentru băut și pentru mâncare, nu pentru udat grădinile sau să-și umple piscina. De altfel, vremea continuă să ne dea bătăi de cap. Astăzi este încă valabil codul roșu de caniculă în cea mai mare parte a țării, dar meteorologii au emis și avertizări de furtună pentru zona de munte și mai multe județe din Banat, Crișana, Maramureș și jumătatea de nord a Moldovei. Codul galben de instabilitate atmosferică este valabil până la noapte la ora 2. De mâine, aproape jumătate dintre județele țării scapă de avertizarea de caniculă și disconfort termic. Legea care obligă prosumatorii să instaleze capacități de stocare a energiei produse a fost trimisă la reexaminare de către președintele Klaus Iohannis. Motivul ar fi că noile prevederi, deși necesare pe fond, sunt inoportune și inaplicabile fără ajutor din partea statului și ar putea avea un efect de descurajare a instalării de panouri fotovoltaice. Între timp, ministrul energiei Sebastian Burduja a convocat o ședință cu toți producătorii de energie din România pentru a discuta despre capacitățile de producție și accelerarea planurilor de investiții în noi capacități de stocare. Probleme pentru Ursula von der Leyen. Cu o zi înaintea votului pentru șefia Comisiei Europene, aceasta a pierdut procesul privind achiziția de vaccinuri împotriva COVID-19 în fața Instanței Supreme a Uniunii Europene. Curtea de Justiție a decis că publicul nu a avut acces suficient de larg la contracte și a constatat nereguli în redactarea unor părți ale documentelor. Ca urmare a deciziei, PP s-a reunit în ședință de urgență pentru a găsi variante de criză în cazul în care Ursula von der Leyen nu trece de votul de mâine. Potrivit G4 Media și-a exprimat disponibilitatea de a candida la șefia Comisiei Europene premierul Croației Andrei Plenković și președintele României Klaus Iohannis. Se pare candidat pentru orice poziție, adică disponibilitatea e maximă la președintele României din acest punct de vedere. Pe de altă parte, aș vrea să nu uităm că majoritatea a fost foarte strânsă și acum 5 ani în cazul Ursulei von der Leyen. Dacă bine mi-aduc eu aminte, au fost undeva la 9 voturi în cadrul Parlamentului European. Aderarea Ucrainei la NATO ar însemna o declarație de război. Dacă acest lucru va face bucăți întreaga planetă, depinde exclusiv de prudența NATO, afirmă fostul președinte rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului Securității Ruse. Medvedev a declarat pentru o publicație locală că acțiunile întreprinse de ani de zile de extindere a alianței duc NATO într-un punct fără întoarcere și cu cât se vor înmulți astfel de încercări, cu atât mai dure vor deveni răspunsurile Moscovei. Taiwanul ar trebui să plătească Statele Unite pentru apărarea sa, deoarece nu oferă nimic țării, spune Donald Trump. Într-un interviu acordat Bloomberg Business Week, Trump pune sub semnul întrebării sprijinul Washingtonului pentru Taipei, în cazul în care liderul republican se va întoarce la Casa Albă, asta în condițiile în care Statele Unite sunt cel mai important susținător internațional și furnizor de arme al Taiwanului. Elon Musk a anunțat că va muta sediul la două dintre companiile sale, X și SpaceX, din California în Texas.
Ultima picătură, susține Musk, a fost legea din California care interzice școlilor să informeze părinții dacă copiilor se identifică ca gay sau transgender, scrie The Wall Street Journal. Legea siguranței, promulgată zilele trecute de guvernatorul democrat Gary Newsom, interzice școlilor să oblige profesorii să dezvăluie părinților identitatea sexuală a copilului lor sau dacă aceștia se identifică drept transexuali fără aprobarea lor. Sport acum. Mai sunt doar câteva zile până la debutul Jocurilor Olimpice de la Paris, prezentarea oficială a echipei olimpice Team România. Va avea loc la Palatul Cotroceni în această seară, unde va fi primită de către președintele Klaus Iohannis. Delegația noastră va fi condusă de către Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Jocurile Olimpice de la Paris au loc în perioada 26 iulie-11 august. După ce a primit 3 goluri de la CFR Cluj, în prima etapă, Dinamo este aproape de realizarea unui nou transfer pentru betonarea apărării. Este vorba despre Maxim Civis, care a evoluat 6 ani în Franța, în ligile inferioare, iar acum este liber de contract. Francezul se va bate cu Cristi Costin pentru postul de fundaș dreapta. Acestea au fost principalele titluri. Da, am revenit aici în Prima News și vreau să vorbim sau să discutăm despre chiar chestiunile care ard la propriu și la figurat, având în vedere temperaturile foarte ridicate ale perioadei de astăzi, dar temperaturii e destul de mari și în zona publică. Îi mulțumesc domnului profesor Andrei Marga, fost ministru al educației, fost ministru al afacerilor externe, pentru prezența aici în platoul Prima News. Mulțumesc, profesor Marga, mulțumim tare mult. Aș porni chiar de la faptul că și astăzi e un... Aș porni cu educația și aș merge înspre zona politică. Avem și astăzi un examen important pentru titularizare. Sunt foarte curios care vor fi rezultatele și acolo. Pe de altă parte, ultimele examene finale, evaluarea națională, respectiv examenul de bacalaureat, arată că România realmente e, ca să spun așa, ruptă în două. Celebra sintagma lui Adrian Năstase din 2004, cele două Românii, pare să se prindă contur cel puțin în cazul României educate. Pentru că e o Românie care nu mai ține pasul cu școala, zona rurală, unde mai puțin de o treime dintre copii au trecut de examenul de bacalaureat. Pe de altă parte, în cazul evaluării naționale, cel mai mic procent din ultimii ani cu privire la accesul mai departe în urma acestui examen. Din perspectiva dumneavoastră, unde suntem și dacă mai putem recupera în anii care avem acum? Sigur, totdeauna se poate recupera, doar că situația la ora actuală este, aș spune direct, mai gravă ca oricând, chiar în ultimele decenii. Este mai gravă pentru că indicatorii sunt extrem de alarmanți. Pe lângă ceea ce ați dat, nu vreau să repet, sunt indicatorii europeni. România e țara cu cea mai mică lectură pe cap de locuitor. România este țara cu cea mai mare suspendare de activități școlare și universitare în timpul pandemiei. România are cel mai ridicat analfabetism funcțional. Și putem să dăm și alte argumente. România, la noi se crede că se știu limbi străine, România are 19% din populație care vorbește a doua limbă, aici sunt inclus și minoritarii care vorbesc automat a doua limbă, față de Franța 39%, față de China 30%, față de Bulgaria 30%, etc. etc. Deci, iată, sunt mulți indicatori. Situația este gravă, s-o spun foarte direct. Putem discuta cauzele. Cauza principală este incapacitatea decidenților de a gestiona sistemul de învățământ. Și aici o să apară o carte în curând a unui distins coleg al dumneavoastră, ziarist, vreau să spun, care lămurește clar că e o incompetență structurală în educația din România care face să nu poată, să nu fie posibile rezultate. Sigur, să o spunem și aici foarte direct. Vorbiți de examene, e bine că se aplică testări nu numai la elevi, ci și la alte categorii. De aceasta, la sărmanii profesori care merg să concureze pentru posturi. Dar dacă am aplicat testări și la demnitari, dacă am aplicat și la alte categorii, ne vom trezi cu o situație de, unu, deprecierea educației, dar și deprecierea a valorilor din societate. Pentru că asta e o problemă. Noi suntem, totuși, am ajuns un stat care nu mai prețuiește valorile. E plin de pile, e plin de aranjamente,
e o maladie care s-a extins, ori ea trebuie extirpată. Ca să fiu și aici cât se poate scurt, pot să vă spun multe lucruri. Va trebui lucrat la o nouă lege, știu, lumea sare sus, va trebui lucrat la o nouă lege a educației. Legea din 2011, să fim clari, n-a fost niciodată aprobată de Parlament, ea a fost adoptată, știm bine, prin asumare, da. Asumare. Legea din 2023 n-a fost dezbătută, a fost adoptată pentru că s-a făcut aranjamentele de culise. Ori, nu au merge. Făcut niște întâlniri pe județe cu... Bine, știm, întâlniri de astea da. Le face orice țară și țările nedemocratice fac de astea. Aici se întâmplă o dezbatere, dezbaterea nu a fost, legile sunt proaste și cea din, de fapt, vina situației în educație o poartă în esență cele două legi. Pot să vă spun multe lucruri despre ele și una și alta. Ele nu sunt legi care să ducă educația undeva înainte. Ele sunt legi care, ca să iau formula unui austriac, needucării, nu ale educării. Nu este o Românie educată din ele, ci o Românie needucată. Va trebui încet, încet, responsabilii țării să mediteze la o nouă lege, dacă vrem să punem în mișcare, nota bene. Multă lume discută reformele care au fost și care am avut onoarea să le conduc. Să fim clar, reformele acelea care le-am făcut și în România, și cu participarea mea, desigur, și cu răspunderea mea, de ce nu, acelea le-au făcut și Ungaria, și Polonia, și Bulgaria, și Slovenia, și toate țările din zonă. Ele sunt mult mai avansate, România se chinuie în continuare cu analfabetismul. Nota bene, abandonul școlar în România e... A trecut mult. Când eram la minister, ca să vă spun, l-am putut cobori la 3%. Acum ai sărit dincolo de 16% după unele date care sunt. Nu discut alte multe lucruri. Oricum, ar trebui dat un semnal de alarmă. Educația, în sensul cel mai precis al termenului, pregătește viitorul unei țări. Și România are nevoie de viitor. Deci, domnule profesor, apropo de sistem de valori și ați dat, apropo și de, iată, fundul de carte sau prețul pe lectură, adică și studiul informal pe care îl are societatea în definitiv. Din punctul nostru de vedere, nu știu, care ar fi declicul? Pentru că mi se pare foarte interesant și la nivel de pildă de universități și ați condus cea mai mare universitate din România, că e un, hai să spunem, un timing pe care îl pierd cu tinerii de astăzi. Adică sunt într-un contratimp. Nu știu, ce ar trebui aici să facă în general încât lumea să fie întoarsă către școală, către educație? Bine, e o chestiune generală. Dacă nu se prețuiește pregătirea într-o țară, atunci acea țară nu pregătește. Ori la noi, să ne uităm bine, pregătirea este surclasată de, cum spuneam, pilăraie, de aranjamente, de orice altceva. Să o spunem și aici foarte simplu. Cât timp nu se asanează viața publică, sub acest aspect, în primul rând, n-are cum să fie și o motivare pentru educație nici a părinților, nici a copiilor. Să ne punem în situația unui elev de clasa 12, unui student din anul 1-2, când vede cum se fac carierele în țară, motivarea lui scade, să fim foarte serioși. Statistic, cu siguranță, scade această motivare. Deci, aici trebuie lucrat. Mă rog, aici dau un sfat, desigur, cât am fost rector, generația mea de rector, noi am reacționat ca rectori, nu pentru a ne promova neapărat noi. Sigur, și noi am avut funcții și altele, dar asta e o altă discuție. Ori astăzi, universitățile nu reacționează nici la aberațiile care sunt. Vedem bine acum, să fim foarte clari. Rectorii se întrec în a se pune bine cu generalii de securitate. Ori asta n-a fost. N-a fost în istoria României, chiar dacă știm bine că serviciile secrete se implică în tot felul de lucruri. Ori, dacă universitățile nu ies din ele însele și se privească în societate și să se manifeste, să-și pună părerea competentă, să sperăm, atunci nu iese nimic. De aceea, universitățile greșesc. La ora actuală, știu, aveam discuții cu regret că a plecat dintre noi, strălucitul meu coleg, Marian Papahagi, practic noi doi am fost cei care, prin funcțiile le aveam, am semnat aducerea în România programele europene. Programele europene în România ne-am dat seama și noi și am putut avea, încă atunci când el trăia această discuție,
noi puteam constata cu amărăciune. Au produs mașini foarte bune, excursii în locuri exotice foarte bune, case și apartamente luxoase, dar au produs prea puțin în materie de cercetare. Ori noi credeam că va fi în țară o bucurie că se poate cerceta. Bucuria aceasta, din păcate, încă nu a găsit-o multă lume. Da, apropo, mă gândeam, iată că l-ați amintit și pe Marian Papagi, cred că domnia sa era secretar de stat. Era secretar de stat și eram atunci decan și am devenit rector, da. După ce eu am trecut la minister, de ce? Noi doi am lucrat la acest pachet, da. Dar aici vă întreb, domnule profesor, pentru că mă gândeam, iată, și la calitatea celor, pentru că ați vorbit de demnitari, și aici e vorba de demnitari care sunt, ca să spun așa, numiți într-un guvern. De pildă, că să zici, uite, de pildă la, nu știu, la un primar. Demnitarii sunt în mod normal miniștri și secretari de stat. Da. Într-un sens mai larg sunt și parlamentari. Acum depinde aici ce sens adopți. Da, tocmai în ideea asta, faptul că, de pildă, acele guverne din anii 90, chiar și după 2000, adică CV-ul unui demnitar era la vedere, pe de-o parte. Sigur. Adică și avea și, ca să spun așa, nu știu, trecute principalele universități din țară. Astăzi avem în guvern, cred că un singur membru al guvernului, absolvent al celei mai mari universități din România. Și probabil că mai sunt alți 2-3 demnitari care au absolvit și ei universități recunoscute. Asta, nu știu, ce spune sau cât de definitorie e ca imagine pentru școala de astăzi? E o întrebare care mă face să zâmbesc. De ce? E un declin și în alte țări, din păcate. Să dau un exemplu. Franța a fost deja marea discuție. Președinții, liderii Franței de sus erau absolvenți de ENA, École Nationale d'Administration. A venit Sarkozy și nu au mai fost absolvenți. Au venit, Sarkozy a fost lider, un foarte activ lider studențesc, la drept, la Paris. Statele Unite. Statele Unite au dat cu Clinton, sigur, absolvenți de... Clinton a fost de Rhodes Scholar în Marea Britanie. Doamna Clinton a fost Yale, George Bush a fost, cred că tot el, inginer de nave, Bush Junior, da. Și mai departe. A venit Trump, vine și el din două colegii foarte bune, colegiul Wharton în economie, unul din cele mai bune din lume, și colegiul militar, care în America e serios, nu-i gluma, de la noi. Bun, dar trecem peste asta. A venit Biden, vine de la Universitatea Delaware. Universitatea de Delaware, îmi permis să spun, fără să jignesc pe cineva, că este camaradul vis-a-vis de universitățile mari din România. Cam așa trebuie să fie, da. Știu, Delaware-ul. L-am crosut și pe el, nu e problema asta. Deci e o schimbare în acest sens peste tot, ceea ce nu e bine. Nu e bine, se înțelege. Sigur, pot să dau exemple și inverse. Oameni absolut străluciți care au venit... fără să-și termine licența. De pildă, Joschka Fischer a venit. Da. Dar nu avea liceul? Nu își făcuse licența, dar la Frankfurt. Da. La Frankfurt. Deci e altceva. Sau John Major. John Major a fost un prim-ministru foarte distins al Marii Britanii. Avea un colegiu, dar ce colegiu este britanic, nu? Sigur, sau, dacă vrem, Adenauer a făcut un liceu, dar un liceu catolic de cel mai înalt nivel din lume, practic, da. Deci lucrurile sunt mai complicate. Aceasta e, nu ar fi cel mai rău lucru, pentru că, pe de altă parte, poți să ai înși tobă de diplome și ei să nu fie în stare să iau o decizie. La noi s-au văzut. Am avut și colegi în guvern care trebuiau să ia decizii în finanțare, țineau un seminar de o oră jumate și încât nu ieșea nimica. Ori nu se putea, până la urmă au fost și înlocuiți, tocmai pentru asta. Țineau... Și mă referiți la un prim-ministru care... La un ministru, da. Pot să mă urci la prim-ministru, da. Nu, zila asta, da. Dar nu aici, nu acesta e scopul. E bine să fie nivelul, însă, aveți dreptate, eu aș completa eu aici, pe răspunderea mea, sportul plagiatului nu se cunoștea atunci. Sportul plagiatului a luat avânt la noi mai recent, acum se vede dacă se intră. Din păcate și în Europa, nu? Vedem și la Comisia Europeană lideri care au plagiate zdravene la activ. La noi se vede bine. Prim-ministri, miniștri, șef la DNA, etc., plagiatori. Da, bun, e un sport național. Eu niciodată n-am înțeles și vă mărturisesc de unde această, ca să spun așa,
nevoie a cuiva care, sigur, a trecut de, să spunem, primele etape universitare, aflat în poziții extrem de complicate, să facă și o muncă de cercetare, chiar dacă doctoratul astăzi este privit altfel. Dar oricum, presupune timp, presupune cercetare, presupune sigur muncă. Nu-mi dau seama când ai timpul respectiv și atunci apar genul acesta de... Da, acum ca să și dăm soluții la toată discuția, sigur, una din ideile pe care le apăr este aceea că pentru a ieși din situația în care este România în acest sector, trebuie introdus un titlu mai înalt de doctorat ca să poți ieși din puzderia de doctorate compromise, de fapt, pentru că să fim clar, pe lângă doctorate plagiate, sunt doctoratele absolut banale care n-ai ce face. Doctoratul trebuie să fie să dea o lucrare care dă o idee, care poți face ceva. Fie și o idee de interpretare a unei situații istorice, etc., etc. Și a doua, vedeți, la noi e o puzdere de profesori. Or să fim clari, dacă noi un profesor trebuie să fie stăpân al domeniului său încât să aibă o soluție acolo unde se intră în discuție, spunem așa. Ori la noi, dacă vezi, sunt profesori masivi care, de fapt, ce pot face? Să predea ce înseamnă pentru ei. Înseamnă să ia hârtiile, să le citească în fața studenților și să plece liniștiți acasă. Ori, asta nu-i profesor, asta e un fel de lector în sistemul internațional. Scurt, și aici, la profesor, trebuie introdus un titlu mai înalt ca să poți cerne valorile în raport cu, totuși, puzderia de profesor. La noi, acum, e un sport să fii profesor. Deci, aș întreba, domnule profesor Andrei Marga, credeți că ar trebui, se vorbea foarte, am auzit de această sintagmă, doctoratul profesional, adică să fie, nu știu, doctoratul universitar de cercetare și doctoratul profesional care probabil că vine pe baza, nu știu, unei munci aplicate sau unei recunoaștere a activității. Mă duc, de pildă, cu gândul la Mircea Lucescu, am dat așa ca un exemplu din sport, care e un om care a revoluționat, nu știu, fotbalul și poate primi de pildă de la universitate altceva decât acel doctor honoris causa. Adică un doctorat care confirmă, să spun. Da, eu am reintrodus doctoratul în sport, tocmai pentru a stimula, ca ministru, pentru a stimula această pregătire. Ma, sigur, un om poate fi mare specialist și fără să aibă doctoratul. El poate fi un om de concepție, un om foarte util, în domeniul ca sport, muzică, etc., fără să aibă doctoratul. Doctoratul profesional, în acest sens, el poate exista, nu e nicio problemă. În rest, eu n-aș tot specifica doctoratele. Doctoratul trebuie să fie un doctorat. Adică trebuie să dea un om care este, ca să traduc, doct în ceea ce el tratează. Adică stăpân, ca să fiu mai simplu, stăpân pe acel domeniu, încât el poate da sfaturi practice, sfaturi teoretice, foarte lejer. Dar, apropo, ați vedea, ca să spun așa, nu știu, un moment T0, pentru că, iată, tot se discută de doctorate, pentru că ați amintit de șef de instituții, era un șef DNA, care avea nu știu câte procente plagiate în lucrare, dar mie mi-a reținut ideea unui profesor de la drept de aici, de la Universitatea Babeș-Bolyai, chemat să verifice acea lucrare, care spunea că dincolo de nu știu cât la sută trebuiau să verifice, era faptul că valoarea acelei lucrări de doctorat era cât o compunere pe care probabil că o făcea un student din anul întâi. Voilà. Sigur, aici ca să fim foarte clari, introducerea aparatelor de măsurare a plagiatului este o mare eroare. Plagiatul nu e vorba de... Nu se măsoară. Să înțelegem. Dacă fur 3 ouă, e furt. Dacă fur o mașină, e tot furt. La modul general, e furt. Evident că justiția trebuie să separe cele două pe bună dreptate, dar trebuie spus, e furt în ambele cazuri. Dar aici nu aparatul trebuie să testeze. Am văzut că la noi acum se ia după aparate. 4% toți plagia. Păi stai, domnule, tot plagia, este și acolo. Deci eu aș fi, sigur, colegul de la drept, îmi dau seama cine este, avea dreptate, cu siguranță. Dar, pe de altă parte, mi-a spus, aceste lucrări plagiate, nu știu câte procente, ele nu sunt grozave, degeaba. Sigur,
o personalitate de care ați vorbit în buletin, are un plagiat de 60% aproape, nu 60 de pagini, scuzați-mă, dar socotește că restul e formidabil. Nu sunt eu specialist în farmacologie să mă pronunț, nici nu-mi bat capul cu asta, dar se fac, din păcate, aceste compromisuri cu procentele și cu 4 pagini sunt, 10 pagini nu sunt, nu. Plagiatul trebuie spus simplu, ar trebui spus într-un articol de lege. Plagiat înseamnă a prelua idei dintr-o carte în formularea acelei cărți, fără să citezi. Spun în formulare, de ce? Pentru că se poate ajunge la o aceeași idee pe căi separate. Să fim clari, discutăm inteligența artificială. Celebrul Alonzo Church și celebrul, la fel de celebru sau mai celebru, de Turing, i-au ajuns la aceeași soluție pe căi diferite. Și care e problema? Nu e asta problema. Sau, sigur, toți cităm idei din Aristotel, ce înseamnă natura. Cităm pe Aristotel, dar adică nu-l cităm, îl preluăm mereu, dar nu cităm toată ziua. Sau teorema lui Pitagora, nu cităm tot timpul că e Pitagora. Spune, teorema lui Pitagora, mă, da. Deci sunt niște gradații aici, dar încă o dată, plagiatul trebuie spus simplu printr-o lege, este furt. Și atât. Domnule profesor, vreau să mergem și spre zona publică, ceea ce se întâmplă în state. O foarte scurtă pauză, câteva minute și revenim. Câștigător. Există deja un soi de, hai să-i spunem, tensiune, sigur, și de ceea ce se va întâmpla în state, dar și un soi de tensiune cu privire la posibile schimbări ale politicii, unei politici republicane la Casa Albă cu privire la Europa. Asta și prin prisma declarațiilor pe care le-a făcut chiar nominalizatul pentru vicepreședinție, Vance, care vorbea chiar de... Am dat ieri declarația domniei sale, care vorbea despre faptul că cea mai mare țară islamică ce ar putea de ca putere nucleară nu e Iranul, ci e Marea Britanie. Adică niște mesaje extrem de complicate și toată lumea se întreabă ce ar putea să urmeze. Sigur, pot urma multe, pentru că administrația care preia Statele Unite contează în lume, știm prea bine, și contează foarte mult concepția ei. Evident, republicanii vin în politica externă de obicei cu o concepție solidă. În ultimele ediții ale alegerilor, cu o concepție mai așezată, să zicem așa, mai favorabilă unei schimbări în lume, ca să fiu cât se poate de simplu. De aceea și eu personal nu ascund, sunt atașat acestei preocupări de a se face o schimbare, pentru că, să o spun foarte direct, una este America cu măreția ei, alta este administrația Americii. Și acolo se întâmplă ca administrația să nu fie la înălțimea măreției americane. Se întâmplă și acolo. S-a întâmplat și în istorie. Sigur, Biden a rezolvat o seamă de probleme, reluarea producției de armament în lume, doi, mărirea exportului de petrol lichefiat și de gaze lichefiate și de gaze lichefiate, scuzați-mă, și de altele. În economie a mai rezolvat ceva, însă să vedem realitatea. Lasă în urmă o lume tensionată, ca să nu zic conflictualizată, chiar conflictualizată. Orientul Mijlociu, Ucraina, Doamne ferește să înceapă în Asia, în jurul Taiwanului, că atunci lucrurile se complică și mai rău. Deci eu cred că zilele acestea se decide totuși trendul Americii. Sigur, astăzi dacă e, și eu sunt foarte curios care va fi deznodământul, dacă și candidatul democrat ca proveniență, Kennedy, trece de partea lui Trump, atunci lucrurile încep să se clarifice, pentru că problema e de a câștiga swing states-urile, deci da. Pennsylvania, Michigan. Dumneavoastră îmi spuneați mai adineaori că foștii democrați, Kennedy, erau mai apropiați de republicani. Așa era. Da, nu aveți dreptate. Așa era concepția democrată atunci era mai apropiată de republicanism, ca să formulăm, să spunem așa.
Dar acum uitați-vă, chiar la alegerea anterioară a lui Trump, dacă vă uitați, și îmi invit pe mulți să se uite în discursul lui, el s-a adresat, când a câștigat alegerile în 2016, clasei muncitoare. Cu această adresare el a câștigat, pentru că muncitorii marilor firme din siderurgia americană, din construcții de mașini americane, ei atunci au votat clar și la Michigan și în Pennsylvania și în alte state, putem să luăm harta votului de atunci și ne dăm seama. Și republicanii sunt schimbați. Iar acum, evident, cu aducerea lui Vance în față, ca vicepreședinte, este clar preocuparea de a absorbe din nou voturile, susținerea, de fapt, politică a acestei categorii. În politică externă, ce vine? Spuneam că republicanii sunt mai pregătiți să gestioneze lumea și mențin această propoziție, chiar dacă, sigur, nu vă ascund că am discutat personal și cu Barack Obama și cu Biden, nu era președinte încă, doamna Clinton și cu alții, sigur, am citit, am parcurs în America, cred că vreo 2 ani și ceva de studii, am scris și cărți în acest sens. Dar trebuie spus un lucru, încă o dată, republicanii sunt mai pregătiți pentru a gestiona lumea. Acum, e clar că trebuie găsit modelul de gestionare a lumii. Gestionarea aceasta, eu o numesc poperiană, gestionarea lui Biden conform sau pe ideea că e o lume în care trebuie să combatem autoritarismul și să promovăm libertățile, această idee poperiană a dus și duce la a conflictualiza lumea. Nu mai discut de faptul următor. Democrații create chiar sub sau protejate de Biden au devenit mai autoritare ca autoritarismul. Să ne uităm și în Europa de răsărit. Păi eu nu cred că putem spune că democrațiile acestea sunt fără cusuri. Sunt democrații autoritare, să ne întrebăm și la noi. De câte ori se discută politica externă a României în Parlament măcar? Ați văzut o discuție recent? Absolut niciuna. Da. Și, domnule profesor, dar atât, indicatorul democrației în România e în locul 62 în lume, adică suntem destul de jos. Da. Dar asta vreau să spun. Deci e clar că trebuie schimbat abordarea lui Joe Biden. Place, nu place, aici nu e o chestie de gusturi subiective. Dar credeți că va fi retras? Eu cred că americanii vor lua decizia care trebuie. Deci, de-a spuneam, cred că zilele astea se poate decide în bună măsură. Păi m-ați întrebat de politica externă care vine. Nu e un pericol nici pentru Europa, cred că vine administrația republicană condusă de Trump, nici pentru Asia, dar se poate începe în lume o revenire, aș spune, totuși la înțelegerile care au fost în definitiv. Au fost înțelegerile care au schimbat lumea. Înțelegerile Nixon-Mao Zedong la Shanghai au schimbat lumea. Apoi înțelegerile Reagan-Gorbaciov la Geneva, care au schimbat încă o dată lumea. Noi trăim, de fapt, această schimbare. Doar că au venit generații de lideri care n-au mai putut ține pasul cu aceste lucruri. De aceea suntem și în războaie. Ori, să spunem clar, sunt de acord cu cei care spun că războiul nu e pentru secolul 21. Nu e. Dar haide să-l oprim. Cred că Biden poate opri și îl va opri. Războiul cele trei ipostaze. La Trump. Da. La Donald Trump sau la Joe Biden? La Trump. La Trump. Scuze, Donald Trump. Deci, cumva, creditați și ideea că, practic, a scăpat în câștigător. Sau scapă în câștigător. Am spus, dacă apare astăzi această veste care era ieri, iminenta atașarea lui Kennedy, candidatului Kennedy la Donald Trump, atunci se face o mutare importantă și dacă, sigur, republicanii își mențin unitatea și cursul argumentativ care este la ora actuală foarte bun. Da, cel puțin la Milwaukee a fost primit în momentul deschiderii o fanfar, ca să spun așa, adică ovaționat la scenă deschisă Donald Trump. Adică există această stare de... Convențiile sunt și au o regie, o regie politică, normal, așa de-aia se și fac. Dar e absolut de subliniat, totuși, până la această oră, când vorbim, unitatea manifestată de vârfurile republicane.
practic de mult n-a fost această unitate. Acum, partidele acestea sunt mari, ele sunt diverse. America e un continent și trebuie să înțelegem aceste lucruri. Dar, încă o dată, bun, ați văzut și gestul ieri constatat de presă, de marea presă mondială. Țările care au fost unele din ele și la reuniunea NATO, la Casa Albă, și-au trimis emisari ca să ia contact cu administrația Donald Trump. Da. Deci apar indicii. Nu, sigur, nici eu nu pot să dau siguranța că așa va fi, că se va schimba neapărat, doresc să schimbe, dar sper că indiciile se acumulează tot mai multe pentru schimbare. Spuneați că, oricum, americanii vor ști ce să voteze și vor vota corect în definitiv. Dar credeți că, nu știu, Războaiele cele trei costă multă lume. Europa plătește costuri din greu. Pentru Ucraina costuri. Europa plătește factura, clar. Dar plătește și americanii. Clar, orice război. Nu pot să mai câștigi războaie fără să pierzi ceva. De aici, apropo, domnule profesor, credeți că, de pildă, va fi și Convenția Democrată, va mai rămâne Joe Biden sau se va retrage? Pentru că în septembrie, de pildă, e pregătită la CBS News, dacă nu mă înșel, o nouă confruntare între cei doi candidați pentru Casa Albă. Și ultima confruntare a demonstrat că Joe Biden era mai obosit, adică nu era la nivelul dezbaterii, deși aici, sigur, n-ar trebui să surprindă nici partea democrată, că indicii legate de, hai să spunem, starea sau forma pe care o are Joe Biden, cam de 2 ani și jumătate erau indiciile destul de clare, dar probabil se gândeau că doar Joe Biden l-ar putea bate pe Donald Trump. Și tocmai de asta, credeți că poate fi un switch în august? Dacă luăm indiciile care sunt, și anume chiar CBS-ul. CBS-ul este o televiziune franc pentru Biden. Dar i-a pus acea întrebare cu ținta, știți bine. Da. Biden a făcut o declarație înainte de atentatul vis-a-vis de Donald Trump, în care a spus că trebuie să-l țintim pe... Așa este, da. Da. S-a gândit cu siguranță lucruri pașnice. Putem să gândim așa. Dar CBS-ul nu l-a mai lăsat. Încât el a trebuit să recunoască că a fost o expresie profund nefericită sau, în orice caz, inadecvată sau care s-a înțeles cu totul altfel. Încă o dată, așa cum arată presa mare americană, pe cât avem timp, sigur, eu nu sunt analist de presă, dar mă citesc și eu ziarele mari, începe să se încline balanța în acest moment în care vorbim spre Trump. Să sperăm că înclină definitiv. Era cumva, ca să spun, e și o chestiune foarte interesantă, că dacă nu mă înșel, acum 40 de ani a mai fost un astfel de atentat tot asupra unui republican, asupra lui Ronald Reagan. Sigur. Care și el câștigă după un astfel de moment, fără probleme. Cumva se repetă, ca să spun așa, scenariul. Dar apropo de asta, revin din nou la Europa și la relația cu administrația americană. Cât de pregătită vi se pare, de pildă, Europa prin liderii pe care îi are cu Donald Trump? Unii spun că e un lider mai tranzacționist, adică e un lider care vine cu un program foarte, sigur, foarte direct. E un om cu o experiență economică greu de egalat, clar asta, clar, și prima mea întâlnire cu această echipă, contact, să zic așa, a fost când eram în competiție pentru a deveni director la Tokyo și la New York, ne-au pus în contact cu cineva din gruparea Trump care construiau teribil în New York. Sigur, admirabil și era de admirat ceea ce se făcea. Sigur, vine cu experiență economică. Eu cred că, pentru că m-ați întrebat, asta e foarte bună întrebare, problema cheie care este? Să revenim la două principii simple. Să respectăm persoana, adică dacă omul vrea pace, să nu începem să-l atacăm. Dacă omul vrea înțelegere cu națiunile, nu începem să-l facem putinist sau asiatist sau nu știu ce. Astea sunt penibilități. Și a doua, să respectăm suverenitatea națională. Și eu cred că Trump este mai aproape de a reafirma aceste valori care sunt republicane,
decât Trump, care, decât Joe Biden, scuzați-mă, care venim formula aceasta, Karl Popper, păcat, nu avem timp, dar nici nu vreau să plonjăm în filozofie neapărat. Asta e o formulă filozofică preluată uimitor de Biden, deși tradiția americană, am spus-o și în scris, are gânditori mult mai mari decât Popper. Popper este șoroșismul, ca să fim și mai simpli. Are gândiori mult mai mari decât Popper, John Dewey, care dă programul grandios al democrației ca formă de viață. De ce să nu venim acolo? Eu cred că republicanii cu Trump vor să vină în acel punct foarte important, care era al democrației altădată. Dar, v-am spus, lucrurile se schimbă. Da, domnule profesor, apropo de ceea ce spuneați cu toate aceste stereotipuri, cu toate aceste lozinci, apropo de etichete care sunt puse în general de propagandă, mă gândesc cum ce schimbare, ce switch va face propaganda în momentul în care va, să zicem, va reveni administrația Trump. Și asta mă duce cu gândul la presa franceză de la 1814, când se reîntoarce 1815, când se reîntoarce Napoleon pentru cele 100 de zile. Era căpcăunul a ancorat pe țărmul Franței. Pe urmă Balaurul, pe urmă tot dictatorul, pe urmă aflat la porțile Parisului, împăratul s-a întors. Sigur, acum, apropo de propagandă, cum foarte bine că ați folosit și dumneavoastră acest cuvânt, mulți ajung, fără să-și dea seama, și la noi, în situația anilor 50. Atunci se făceau cariere prin faptul că exprimai adeziunea la... Eram copii, nici eu nu știu, dar putem citi, se vede. Adeziunea la politica oficială. Acum, iarăși, oamenii, unii, încearcă să facă cariere fiind strict fideli... Ori, domnule, mai ales când e vorba de ziariști, de teoreticieni, de specialiști în relații internaționale. Problema e să gândești, nu să fii neapărat, cum să zic, servilul unei direcții sau alteia. Ori acest servilism s-a instalat cu popperismul l-a instalat și de el trebuie ieșit. De aceea, încă o dată, mi se pare că formula cu Trump, republicanii cu Trump, vor schimba lumea în sensul bun. Suntem chiar pe final, domnule profesor, da. Și n-am cum să nu vă întreb de votul de mâine din Parlamentul European. Credeți că va fi menținută doamna von der Leyen după această sentință care o vizează apropo de achizițiile făcute în pandemie și sigur că da, care probabil că îi creează niște probleme de imagine? Am avut o mică controversă cu profesorul meu, mult iubit, cu Habermas, care a fost unul din susținătorii lui von der Leyen. Inițial, când au luat-o de la Ministerul Apărării din Germania și au dus-o acolo. El spunea, ce domnule, ce e, are o mentalitate europeană. Bun, acum și el are altă părere, mă rog. Eu aș spune simplu, ar fi bine să nu fie aleasă. Ar fi bine să se pluralizeze și la nivelul Comisiei Europene. De ce nu? Să apară și alternative. Poate să apară aceste parole, creștin democrat, social-democrat, etc., sau cam la nivelul acesta, ele ar trebui respectate, dar din păcate ele s-au erodat. Ar fi bine să fie și o alternativă. Acum, ea este, mai ales că și se schimbă lumea, dacă se schimbă lumea și acolo ar trebui o schimbare. Europa, în orice caz, după părerea mea, ca să fiu limpede, are nevoie să recâștige încrederea în ea și are nevoie să se relanseze. Asta nu înseamnă ostilizare cu America, nu înseamnă ostilizare nici în altă parte. La noi se înțeleg acum lucrurile, e foarte greu să discuți în termen de ostilizare, cu cine ești. Nu, eu sunt pentru echitate, eu sunt pentru suveranitate, eu sunt pentru pace, sunt pentru discuții normale între oameni maturi. Da, credeți în variantele care, de pildă, noi am dat în știri premierul Croației și președintele României? Croația au oameni dinamici, oameni și acest prim-ministru, el știu mai puțin, am fost coleg cu cei dinaintea lui, dar e un om dinamic, sunt oameni pricepuți, știu administrație în primul rând, au făcut din țara lor ceva, deci aici, după părerea mea, ar trebui luați oameni care au dovedit o devoțiune pentru țara lor și au făcut ceva în țara lor. Acum, Croația este o grădină. Că și ea luptă cu probleme. Doar 4 milioane de oameni, unii pleacă, are nevoie de multă populație pentru un teritoriu admirabil. Asta e o altă treabă. Deci, dacă ar fi o soluție, Petković, da, cred că așa se numește. Da, Petković, da. El e o soluție bună, dar încă o dată, ar trebui să se ia
se pune și întrebarea ce au făcut oamenii aceia pentru națiunile lor. Se mai vorbește și de premierul Greciei, dacă nu mă înșel. Da, probabil că vom mai vedea și alte nume, cel puțin până mâine. Domnule profesor Marga, mulțumesc tare mult pentru prezență, mulțumesc pentru analiză, eu. Pentru timpul acordat și sper să acceptați și invitația noastră viitoare. Mulțumesc tare mult. O foarte scurtă pauză la fix, revenim aici cu principalele titluri. Rămâneți cu noi! Iohannis este invocat ca potențial candidat pentru președinția Comisiei Europene în măsura în care Partidul Popular European ar putea să-i retragă sprijinul Ursulei von der Leyen. Vom vedea în ce măsură toate lucrurile astea, nu știu, vor avea și efect practic. Înainte de a vă prezenta invitația acestei ore, vă propun să vedem care sunt principalele titluri. Aproape 300 de localități au probleme la alimentarea cu apă și peste 230 de fântâni sunt secate, anunță Administrația Națională a Apelor Române. Cele mai multe probleme sunt în județele din estul țării, Botoșani, Vaslui, Neamț, Iași și Vrancea. În aceste zone, autoritățile fac eforturi să stocheze apa, astfel încât să ajungă la toți beneficiarii, iar localnicii sunt rugați să facă economie și pe cât posibil să utilizeze apa de la robinet doar pentru băut și pentru mâncare, nu pentru udat grădinile sau să-și umple piscina. De altfel, vremea continuă să ne dea bătăi de cap. Astăzi este încă valabil codul roșu de caniculă în cea mai mare parte a țării, dar meteorologii au emis și avertizări de furtună pentru zona de munte și mai multe județe din Banat, Crișana, Maramureș și jumătatea de nord a Moldovei. Codul galben de instabilitate atmosferică este valabil până la noapte, la ora 2. De mâine, aproape jumătate dintre județele țării scapă de avertizarea de caniculă și disconfort termic. Cred că foarte multă lume așteaptă, cel puțin de aici, din locul în care vă vorbesc și eu, n-aș fi crezut că o să trăim, iată, vreme de mai bine de o lună, o perioadă de caniculă, temperaturi atât de înalte într-un interval mai lung decât ne-am fi așteptat sau decât cel cu care eram obișnuiți. Dar am mai spus, cred că și în alte intervenții, dacă nu acum, atunci când? Legea care obligă prosumatorii să instaleze capacități de stocare a energiei produse a fost trimisă la reexaminare de către președintele Klaus Iohannis. Motivul ar fi că noile prevederi, deși necesare pe fond, sunt inoportune și inaplicabile fără ajutor din partea statului și ar putea avea un efect de descurajare a instalării de panouri fotovoltaice. Între timp, ministrul energiei Sebastian Burduja a convocat o ședință cu toți producătorii de energie din România pentru a discuta despre capacitățile de producție și accelerarea planurilor de investiții în noi capacități de stocare. Probleme pentru Ursula von der Leyen, cu o zi înaintea votului pentru șefia Comisiei Europene, aceasta a pierdut procesul privind achiziția de vaccinuri împotriva COVID-19 în fața instanței supreme a Uniunii Europene. Curtea de Justiție a decis că publicul nu a avut acces suficient de larg la contracte și a constatat nereguli în redactarea unor părți ale documentelor. Ca urmare a deciziei, PPE s-a reunit în ședință de urgență pentru a găsi variante de criză, în cazul în care Ursula von der Leyen nu trece de votul de mâine. Potrivit G4 Media, ce ar fi exprimat disponibilitatea de a candida la șefia Comisiei Europene, premierul Croației Andrei Plenković și președintele României Klaus Iohannis, spuneam și noaptea trecută, pare că omul nostru are o disponibilitate totală, indiferent de locul în care ar putea să, iată, să candideze sau să fie desemnat, pentru că tot se vorbește despre președintele Klaus Iohannis și că ar putea să fie noul comisar al României. El și Mihai Tudose sunt cele două nume pe care le-a avansat presa mainstream din România vis-a-vis de cine ar putea să ocupe o poziție de comisar, de ministru european. Vom vedea. Știu că la un moment dat s-a mai discutat și despre Mitsotakis, premierul Greciei, ca potențial președinte al Comisiei Europene, dar vom vedea. Aderarea Ucrainei la NATO ar însemna o declarație de război. Dacă acest lucru va face bucăți întreaga planetă, depinde exclusiv de prudența NATO, afirmă fostul președinte rus Dmitri Medvedev. În prezent, vicepreședinte al Consiliului Securității Ruse, Medvedev a declarat pentru o publicație locală că acțiunile întreprinse de ani de zile de extindere alianței duc NATO într-un punct fără întoarcere și cu cât se vor înmulți astfel de încercări, cu atât mai dure vor deveni răspunsurile Moscovei. Taiwanul ar trebui să plătească Statele Unite pentru apărarea sa, deoarece nu oferă nimic țării, spune Donald Trump. Într-un interviu acordat Bloomberg Business Week, Trump pune sub semnul întrebării sprijinul Washingtonului pentru Taipei,
În cazul în care liderul republican se va întoarce la Casa Albă, asta în condițiile în care Statele Unite sunt cel mai important susținător internațional și furnizor de arme al Taiwanului. Elon Musk a anunțat că va muta sediul la două dintre companiile sale, X și SpaceX, din California în Texas. Ultima picătură, susține Musk, a fost legea din California care interzice școlilor să informeze părinții dacă copiilor se identifică ca gay sau transgender, scrie de Wall Street Journal. Legea siguranței, promulgată zilele trecute de guvernatorul democrat Gavin Newsom, interzice școlilor să oblige profesorii să dezvăluie prin părinților identitatea sexuală a copilului lor sau dacă aceștia se identifică drept transexuali fără aprobarea lor. În Statele Unite se întâmplă foarte multe lucruri, pentru că am văzut de pildă că se pun bazele unei noi case de producții cu același Elon Musk în prim plan, alături de mai celebrii Mel Gibson și Mark Wahlberg, care vin ca o reacție la casele de producție care spun ei că merg pe zona asta corectitudinii politice în exces. Se conturează, ca să spun așa, două curente de dezbatere de opinie în spațiul public american. Deja nu că se conturează, e, ca să spun așa, baricadă creată între cele două curente. Sport acum, mai sunt doar câteva zile până la debutul Jocurilor Olimpice de la Paris. Prezentarea oficială a echipei olimpice Team România va avea loc la Palatul Cotroceni în această seară, unde va fi primită de către președintele Klaus Iohannis. Delegația noastră va fi condusă de către Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Jocurile Olimpice de la Paris au loc în perioada 26 iulie 11 august. Mă gândesc de pildă că nu știu ce emoții mai trăim la o astfel de olimpiadă, în condițiile în care în trecut, ca suporter al sportului în general, așteptam de pildă competițiile pe care le aveam la canotaj, competițiile pe care le aveam la gimnastică, chiar și băieți, nu mai vorbesc de fete, unde număram medaliile, nu medaliile de bronz și argint, medaliile de aur. Chiar și Mihai Covaliu, uite, era un fost campion olimpic medaliat, sigur, cu aur. Nu știu astăzi care, mărturisesc, uite, ca opinie profană, care mai e sportul care poate să aducă medalii, nu neapărat aur, medalii României. Cam asta e imaginea pe care o are sportul din România, din păcate, astăzi. După ce a primit 3 goluri de la CFR Cluj în prima etapă, Dinamo este aproape de realizarea unui nou transfer pentru betonarea apărării. Este vorba despre Maxim Sidi, care a evoluat 6 ani în Franța în ligile inferioare, iar acum este liber de contract. Francezul se va bate cu Cristi Costin pentru postul de fundaș dreapta. Acestea au fost principalele titluri. Suntem aici în Prima News și vreau să le mulțumesc invitațiilor din această oră. Vreau să comentăm, sigur că da, ceea ce se întâmplă la nivel național când vine vorba de alegeri, și e un an complicat al alegerilor, nu doar în România, ci și în lume. Domnul profesor Viorel Nistor, profesor la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul UBB, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua tuturor! Domnul profesor Claudiu Marian, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, la Facultatea de Istorie, politolog. Domnule profesor Marian, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Bun, aș porni, iată, chiar de la anunțul de ieri al lui Nicolae Ciucă la Washington, în care vorbește despre faptul că dacă partidul va fi de acord, el își anunță candidatura pentru președinția României. Domnule Nistor, cum vi se pare un astfel de moment? Și sigur că da, probabil că a fost gândit sau a fost, ca să spun așa, cântărit, tocmai pentru a fi transmis de la Washington, adică să-i dea și greutatea necesară. Da. Cum să-l considerăm? Și așteptat și neobișnuit în același timp, și ar putea să spunem lucruri și mai bune. Dacă el ar fi fost poate mai bine orchestrat, aș spune așa, din perspectiva imaginii. De fapt, era un secret la un moment dat, dacă îl luăm așa la rând. Cine ar putea să fie candidatul PNL-ului? Cine putea să fie dacă nu președintele partidului preanunțat sau anunțat discret, dar în același timp neexplicitat. Și la liberal să știți că nu e tradiție să fie președintele partidului candidatul. Nu e neapărat o tradiție, da. Dar ce putea să fie? Deci cu atât mai mult cu cât în aceste zile chiar, sau după anunțarea candidaturii, a spus Nicolae Ciucă că nimeni din PNL nu ar vrea să candideze.
Asta m-a surprins întrucâtva, pentru că eu nu cred acest lucru. Mai degrabă, cred că el este de la... este. Și a fost de la bun început un candidat impus, pur și simplu, de către președintele Iohannis. Toată lumea a luat la cunoștință despre această realitate și candidatură, încercând a se găsi momentul oportun pentru a fi anunțat, mă rog, momentul propice. Acum ne apropiem, sigur, de contextul acesta, da? Ideal, hai să spunem așa, acea reuniune NATO, la care, din Statele Unite, nu e așa, ca un fel de predare de ștafetă în deplasare, nu acasă, între un președinte, reprezentant al statului român, care participa la reuniunea NATO, da, și un reprezentant de partid, al doilea om în stat, e adevărat, dar neinvitat oficial la această reuniune, cu atât mai mult cu cât la dineul oficial al președinților, președintele nostru, Iohannis, a binevoit să lipsească dintr-un motiv încă neexplicat, care, bineînțeles, că a lăsat loc unor speculații care nu sunt deloc în favoarea candidatului și aceste lucruri ar fi trebuit, după părerea mea, anticipate. Faptul că el a fost întrebat după ce a venit în România, mă refer la Nicolae Ciucă, de ce a făcut acest lucru, la care a încercat să răspundă mai mulți, da? Și încercăm și noi acum. El a spus foarte simplu că n-a fost ceva premeditat, că așa s-a întâmplat să fie. Ori eu mi-aduc aminte, era într-o discuție cu un jurnalist și a spus Nicolae Ciucă, cu destulă stângăcie, printre multele stângăcii pe care le face, vreți să vă dau o știre? I-a zis unui jurnalist de la un post de... ce vreți să vă, dau o știre? În acest jargon jurnalistic, nu știm ce înseamnă asta. E o chestie premeditată, pregătită din timp și rezervată în special un anumit jurnalist. Când un politician îți face o știre, vai de mine, ți-a făcut un favor. Nu mai spun că și aceasta este un mod greșit de a face un anunț atât de important. Trebuie să o faci în fața tuturor presei, nu faci niciun fel de discriminare, crezi bunăvoință tuturor jurnaliștilor și instituțiilor media. Deci spuneți că a fost o chestiune lucrată acest anunț. A fost o chestiune lucrată, dar cu destulă stârjeneală. Acum a fost și, am văzut și comentarii critice din partea USR prin vocea lui Claudiu Năsui apropo de acest anunț și de faptul că... Sigur că da. Asta este o altă ramificație, da, despre care, sigur, am putea să vorbim. Vreau să revin la acest lucru. Îl rog pe domnul profesor Claudiu Marian să comenteze acest aspect, dar le spun colegilor din regie să pregătească și materialul cu declarația lui Marcel Ciolacu, care a venit după acest eveniment. Domnule profesor Claudiu Marian, cum vi se pare, iată, această declarație, acest anunț, hai să-i spunem, surprinzător, pe care îl face Nicolae Ciucă la Washington? Acum, Nicolae Ciucă trebuie să recunosc, ne-a învățat cu un soi de predictibilitate, adică a fost destul de, hai să spunem, de impredictibil cu acest anunț. Eu cred că Nicolae Ciucă este de foarte multă vreme testat de către PNL pentru o candidatură în alegerile prezidențiale. Este un plan la care în interiorul partidului, din punctul meu de vedere, se lucrează de multă vreme. Momentul în care el își va anunța candidatura, din punctul meu de vedere, va fi acela în care negocierile sau dialogul pe care îl au cu partenerii de guvernare, adică cu cei din Partidul Social Democrat, se vor fi finalizat într-un fel sau altul. Este în mod clar pentru mine și cred eu că pentru toți cei care urmărim de ceva vreme viața politică din România, că o candidatură a lui Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale nu poate fi neapărat o surpriză. Nu, se lucrează inclusiv din punct de vedere al imaginii de mai bine de o jumătate de an în acest sens. Faptul că în mod simbolic domnul Ciucă a anunțat că ne livrează o știre, că ar fi de acord să candideze de la Washington, s-a întâmplat acest lucru, sigur ar putea să
să însemne ceva pentru anumite categorii de electorat, să spun așa, care nu urmăresc îndeaproape dinamica vieții politice din România. Dar în concret, o potențială candidatură a lui Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale, din punctul meu de vedere, nu este neapărat o surpriză. Rămâne de văzut cum va fi ea receptată de către electorat. Până în momentul de față, lucrurile nu au stat neapărat așa cum și-au imaginat strategii din spatele acestei candidaturi, dar rămâne de văzut care vor fi evoluțiile viitoare din acest punct de vedere. Adică vă așteptați, nu știu, și la un eveniment sau la un moment repetat în țară, tocmai pentru că, nu știu, n-a impactat suficient acest anunț? Din punctul meu de vedere, declarația domnului Ciucă din Statele Unite nu înseamnă în mod concret intrarea în cursa pentru alegerile prezidențiale a domnului Ciucă, ci și-a manifestat, dacă vreți, disponibilitatea în situația în care partidul va decide să endorseze o candidatură a domniei sale în alegerile prezidențiale. Bun, da, credeți că avea partidul alte opțiuni decât domnul Ciucă? Adică mă gândesc că lucrurile erau cât se poate de clare. Un astfel de anunț, chiar dacă el spune că sigur așteaptă și acordul partidului, e cumva deja stabilit. Nu știu dacă PNL avea altă opțiune, dar cu siguranță încă există un dialog cu Partidul Social Democrat în ceea ce înseamnă ecuația alegerilor prezidențiale. Trebuie să ne uităm și pe calendarul asupra căruia cele două partide au căzut de acord. Este un calendar care, din punctul meu de vedere, ne arată o doză de neîncredere pe care fiecare dintre cei doi parteneri de guvernare îl manifestă față de celălalt. Nu avem, practic, alegerile parlamentare între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale. Din punctul meu de vedere, este o dovadă de neîncredere și, în mod cert, ne arată că avem de-a face cu o negociere continuă sau o negociere neterminată între PSD și PNL. Haideți să vedem și declarația de ieri a premierului Marcel Ciolacu, președintele PSD, după ce, iată, a luat la cunoștință de acest anunț al candidaturii lui Nicolae Ciucă. Ce spuneați de scenariul cu Klaus Iohannis premier? Eu n-am spus. Am zis că toată lumea își dă cu părerea. N-am probleme. Poate să fie. Dar trebuie să câștige alegerile. De acest duet Nicolae Ciucă-Klaus Iohannis? Ar putea exista un astfel de tandem? N-ați vrea să-i întrebați pe dânsii. Adică mă abțin cu greu. Da, e performanța. Închipuirea performanței. Nicolae Ciucă și-a anunțat de la Washington candidatura la prezidențiale chiar înainte să aibă ședința în partid. Dumneavoastră, când veți face un astfel de anunț? În privința candidatului... Cu certitudine, nu când mă duc la Washington. Presupun că și eu, când l-am văzut prima oară, am crezut că s-a înscris la Conferința Democraților. În aceste pentru locuirea președintelui Biden. Da, o să, dacă va fi nevoie de acest anunț, o să-l fac cu certitudine română. Da, declarația lui Marcel Ciolacu, care a comentat și faptul că s-a discutat despre un tandem sau s-a pus cumva, nu știu, a apărut caz bun, tandemul Ciucă-președinte Klaus Iohannis prim-ministru. De altfel, Nicolae Ciucă a infirmat astăzi o astfel de posibilitate. Domnule profesor Nistor, cum vi se pare și reacția lui Marcel Ciolacu, dar și faptul că s-a discutat despre, sau a apărut ca caz bun un astfel de tandem Nicolae Ciucă-Klaus Iohannis. Nu știu cât de mult l-ar ajuta pe Nicolae Ciucă o asociere astăzi cu Klaus Iohannis ca tandem, pentru că nu mai stă actualul președinte foarte bine în sondaje. Vreau să revin un pic la discuția dinainte și apoi o să răspund. Eu nu cred că la acest moment există bază de negociere în privința candidaturilor între PSD și PNL. Eu știu foarte bine că sunt obligați pur și simplu de situație să fie fiecare cu un candidat propriu. Am intrat deja în logica electorală și nu pot să se înțeleagă sau să negocieze eventual asupra unor scenarii post-electorale sau între turul 1 și turul 2. Niciunul nu pot să renunțe la candidatură și ce ar putea să fie? Să spere doar că fiecare dintre ei va avea un candidat mai slab sau mai prost plasat și să nu-i ocupe locul acea poziție 1-2. Hai să le luăm deocamdată așa. Acum, în privința reacției premierului, spuneam că suntem adevărat într-o logică electorală, nu i-a picat bine, după câte se pare, și reacția ironică asta vedește din
punctul meu de vedere. Asta dintr-un motiv simplu. El nu își va putea anunța candidatura în Statele Unite sau la Washington pentru că el nu se duce. Deci a privit-o oare cumva pe un fel de avantaj în siajul președintelui în funcție al unui candidat în acea improvizație despre care am vorbit, hai să profităm și să facem anunț aici, cu atât mai mult cu cât un alt candidat luat în calcul, Mircea Joană, prezent și el în Statele Unite, a făcut și el un fel de lansare implicită. Dacă ne aducem aminte, a fost întrebat și el despre candidatură, a zis că nu poate să o anunțe deocamdată fiind într-o funcție, ceea ce este ok, dar a zis, eu cred că nu sunt la ultima mea reuniune NATO. De unde a lăsat să înțeleagă că el va ieși președinte și va reprezenta, nu-i așa, traducând eu, acum, așa, pentru toată lumea. E interesant că nu poate, de pildă, să facă astfel de anunțuri, dar e prezent mai la toate podcasturile al lui Măruța, al lui Morar, absolut incredibil câtă disponibilitate așa. Și cât timp are secretarul general al NATO. Mai rămăsese o chestie asta cu tandemul. Acel tandem, asta este iarăși un joc de dată recentă, pentru că Iohannis Sepal, președintele Iohannis, insistă. Deci nu vrea să rămână, să fie un președinte ieșit, da, pasiv. E într-o căutare, se pare, destul de acerbă de funcții. Pentru că funcții înalte sau reprezentative la nivel internațional. Pentru că cea cu NATO nu a ieșit, iată, apare în două posibile poziții. Revin, domnule profesor, că mai sunt alte două poziții în care ar putea să apară. Ne apropiem de pauza de publicitate. Domnule profesor Marian, cum comentați, iată, reacția lui Marcel Ciolacu? Trebuie să recunosc că i-a ieșit aici ironia pe stil Traian Băsescu. Adică a avut reacții și cu închipuirea performanței la tandem și la cealaltă cu a crezut că se retrage, candidează la conferința democraților, că se retrage Biden. Vă rog. Declarația domnului Ciolacu ar fi devenit o știre pentru noi și cred că am fi dezbătut foarte mult dacă s-ar fi înscris în logica celei pe care a făcut-o Nicolae Ciucă. Dacă aș auzi de la Marcel Ciolacu că e gata oricând dacă partidul îi cere să se înscrie în competiția pentru alegerile prezidențiale, cu adevărat pentru mine ar fi o știre. Mie mi se pare că în ultima vreme Marcel Ciolacu ar face aproape orice doar să nu fie în postura de candidat al Partidului Social Democrat în alegerile prezidențiale, de aceea spuneam că din punctul meu de vedere dialogul între cele două partide nu este unul încheiat sau nu este unul finalizat dacă e să ne referim la strategia pe care ele și-o fac pentru alegerile prezidențiale. Sigur, domnul Ciolacu are o performanță destul de bună din punct de vedere comunicațional, atât timp cât nu sunt lucruri care să aibă de a face cu acțiunile concrete ale domniei sale. Este foarte bun în momentul în care trebuie să comenteze o potențială situație care nu îl vizează pe el, dar devine foarte defensiv în momentul în care este întrebat de jurnaliști în mod concret dacă va fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale. Da. Sau despre accize, sau despre alte lucruri. Bă, să vorbească. Evident, mai cu seamă când apar astfel de sau situații. Sau codul fiscal. Da, ceea ce îl întrebasem și pe domnul Nistor, credeți, domnule Marian, că de pildă un astfel de tandem e posibil? Mă gândesc că nu i-ar aduce avantaje serioase lui Nicolae Ciucă, nu știu, să fie asociat cu un președinte care este destul de prost în încrederea publică. Eu cred că un astfel de tandem, dată fiind matematica electorală din România, este ceva foarte puțin probabil, dacă e să ne referim la asta. Sigur, acum, dacă asocierea de imagine între Nicolae Ciucă și Claus Iohannis îi aduce mai multe puncte sau mai puține puncte, aici rămâne de văzut cum arată în mod concret lucrurile. Sigur, în ceea ce privește imaginea președintelui Claus Iohannis, trebuie să o vedem și prin prisma faptului că este știut faptul că el nu mai are posibilitatea să mai candideze, întrucât și-a epuizat cele două mandate care, din punct de vedere constituțional, pot fi accesate de către orice cetățean al României. Vă invit să facem o foarte scurtă pauză, câteva minute și revenim. De istoria Universității Babeș-Bolyai în continuare alături de mine pentru a comenta atât ceea ce se întâmplă în acest moment. Domnule Nistor,
faptul că, iată, mai e un candidat, așa cum spuneați și dumneavoastră, care spunea că, de pildă, e ultima prezență în această calitate la summitul NATO, dar va mai participa și la alte summituri, probabil că, nu știu, îi va succeda domnului Mark Rutte. N-avem de unde știi, nu știm dacă va deveni neapărat președintele României. Dar, pe de altă parte, sunt și alți actori politici care, de pildă, se retrag din cursă, cum e Dacian Cioloș. Cât de mult, nu știu, vor conta candidații mai mici? Adică vor crea presiune, vor, nu știu, crea anumite probleme sau, practic, toată bătălia asta se joacă în trei? Marcel Ciolacu sau candidatul PSD, Nicolae Ciucă și Mircea Geoană? În toate alegerile prezidențiale anterioare s-a dovedit că aceste candidaturi contează, mai ales prin prisma faptului că cam de fiecare dată s-au coalizat sau s-au îndreptat într-o anumită direcție, îndeopște împotriva candidatului PSD. Da. Astfel s-a reușit de 20 de ani. De 20 de ani în continuu, ca într-un tur 2, pe care, iată, nu l-au mai putut elimina printr-o lege electorală, sau ar fi fost prea de tot. Așa s-a întâmplat. Chiar ar mai fi trebuit. Deci, contează. Nu, nici asta o garanție că mereu se va întâmpla la fel, că va fi și mai departe în așa fel. Dar e, într-un fel, există o opoziție anti-PSD și a existat în continuu în România acest lucru, care a alimentat mereu, într-un anume fel, alegerile și rezultatul alegerilor, mai ales în ceea ce privește prezidențiale, unde nu mai conta că ai 20, 30 sau 40, conta dacă ai mai mult de 50, așa cum se întâmplă mereu în prezidențial. Pe de altă parte, pentru că s-a pomenit numele lui Cioloș, oare cumva salut retragerea lui, oare cumva firească, pentru că, din păcate, a încurcat destul de multe lucruri, mai multe decât cred că le-a clarificat, în pozițiile importante, totuși, și în statul român, și la nivel european, pe care Dacian Cioloș le-a ocupat, ar fi trebuit, ca și un fel de răsplată din partea publicului săi, ofere un loc, să-i dea un procent mai mare. A lăsat și partidul respectiv, oare cumva, într-o situație... Vă referiți la reper. Exact. Neclarificată. Dar, într-adevăr, el este unul dintre candidații, mă rog, unul care a fost, da? Dintre outsiderii despre care vorbim, mai sunt și ceilalți și sunt de alcătuiri și sorginte diferită, dar vor conta ca de fiecare dată. Însă lucrul cel mai intrigant, într-adevăr, este cine va fi și când va fi lansat și încunoștințat candidatul PSD, unul care, atunci când va fi explicitat, va trebui să-și ocupe aproape obligatoriu, așa, anticipat, o poziție de 1-2 după primul tur. Dar credeți că va avea candidat PSD? Astea ar fi lucru pe care nu l-aș crede în ruptul capului, că nu va avea candidat la prezidențiale, pentru că este împotriva firii și a politicii și a tuturor lucrurilor pe care le știm. Da, ar fi o premieră absolută ca cel mai mare partid și cu niște rezultate chiar foarte bune în ultimele alegeri, bune pentru ei, da, să sigur, spunem, sigur. Să precizăm, să nu aibă un înalt reprezentant, măcar să funcționeze ca și cap tractor, da? Ca să tragă partidul după sine în alegerile care așa au fost făcute ca să îndeplinească acest lucru, adică în alegerile parlamentare, care au ocupat așa un calendar extrem de înghesuit și cumva din nou interesat. Adică facem așa ca să ne convină nouă. Iar cel mai mult convine în acest moment acest cuplu de 3 săptămâni sau această triadă de alegeri PSD-ului. Asta e ca la fotbal, cum erau pe vremuri cuplajele, meciurile mari care se jucau pe stadionul central. Domnule profesor Marian, personal, credeți că mai contează numele mici care sunt aruncate pe
tabla de șah a alegerilor prezidențiale și mă refer aici și, sigur, și la această declarație a lui Dacian Cioloș. Altfel, mulți ar fi uitat că mai face politică. Faptul că, iată, se retrage din viața activă de partid. Pe de altă parte, sigur că, da, nu știu, se reduce totul la un joc în trei? Mircea Joan, Nicolae Ciucă și candidatul PSD? Eu nu aș spune că se reduce totul la un joc în trei. Contează fiecare candidatură și aș încerca să văd fiecare dintre potențialele candidaturi, pornind și de la recentul studiu pe care l-am văzut făcut public de către cei de la InScope legat de intenția de vot pentru alegerile prezidențiale, unde, în mod paradoxal, majoritatea candidaților care provin din partide se află în intenția de vot sub scorul pe care partidele le au, în cazul domnului Ciolac, undeva la 17,8%, intenție de vot comparativ cu 30 și ceva la sută cât are partidul în momentul de față. Nicolae Ciucă este undeva la 12% intenție de vot comparativ cu un 18% pe care îl are partidul. Spuneam că aș vedea fiecare candidatură într-o cheie care, dacă vreți, poate să lămurească puțin ecuația alegerilor prezidențiale. Cu siguranță pe ceea ce înseamnă votul antisistem, votul de protest, care până nu de mult era contabilizat doar în dreptul AUR și al candidatului AUR. După alegerile locale și cele europarlamentare avem un competitor nou pe această zonă în persoana doamnei Șoșoacă, care și din punct de vedere al intențiilor de vot se situează destul de bine, inclusiv în raport cu domnul Simion. Deci este foarte clar că acolo voturile se vor împărți între candidatul AUR și doamna Șoșoacă, care am înțeles că își va depune și dânsa candidatura. Deci iată că o candidatură pe care aparent am fi văzut-o mică în urmă cu 2-3 luni de zile s-ar putea să lămurească, dacă vreți, ecuația candidatului care va intra sau să joace un rol important în ecuația candidatului care va intra în turul 2. O altă candidatură extrem de importantă mi se pare candidatura doamnei Lasconi. Doamna Lasconi, sigur, după un eșec pe care USR l-a înregistrat în alegerile din iunie, doamna Lasconi, ca element de noutate, cred eu, pentru prima dată vine din poziția de președinte al USR și încearcă să ducă partidul cu adevărat în zona de centru-dreapta. Tot ceea ce înseamnă discursul și pozițiile pe care le-am văzut la doamna Lasconi conturează mult mai bine acest profil de centru-dreapta pe care ultimii ani reprezentanții sau cei care s-au ocupat de comunicarea USR l-au tot clamat această poziționare de centru-dreapta, dar la nivel discursiv și de multe ori în ceea ce înseamnă acțiunile concrete, partidul se poziționa mai degrabă în centru stânga. Și această repoziționare, dacă vreți, sau rebranduire pe care USR încearcă în jurul doamnei Lasconi va conta destul de mult în ceea ce înseamnă electoratul de centru-dreapta și intențiile pe care acesta le va exprima la momentul votului. Iar a treia candidatură extrem de importantă, sigur, una care nu a fost anunțată în mod concret, dar care este vehiculată. Eu am văzut inclusiv o propunere de înregistrare la OSIM a unei mărci. Este candidatura domnului Joană. O candidatură care ne arată toate sondajele, ar fi una cu șanse, dar cred eu că este foarte important ca ea să fie susținută și de un partid politic pentru a deveni concretă. Știrea legată de marca pe care domnul Joan încearcă să o înregistreze la OSIM, am înțeles că este termen până în 28 august, este aceea că în marca pe care domnul Joan o propune nu există culoarea roșie. Sunt două nuanțe de albastru, dar nu e deloc roșu. Și asta, din punctul meu de vedere, ar putea deveni cu adevărat o știre pentru noi cei care încercăm să facem comentarii pe marginea modului în care partidele și, în general, competitorii electorali își setează tempourile în perspectiva alegerilor prezidențiale. Da, bun, credeți, vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră, credeți că Mircea Joan are capacitatea de a juca turul 2 sau fără partid e mai greu? Aș spune și. Eu cred că Joan, bazându-se pe o notorietate și popularitate,
așa, fiind foarte cunoscut, având funcții importante, mă mir câteodată de unde scoate atât de multe procente, dar nu le-am refuzat, să le luăm ca și atare. Asta ar fi un prim răspuns. Da, e posibil, da. Pe de altă parte, eu am informații, dar și pot să anticipez că mișcarea de care se bucură acum, care îl susține și care, vreau să spun că întreține în toate orașele, organizează întâlniri de popularizare, de altfel la cunoștință, se va transforma în partid și am pus întrebarea, dar nu-i târziu? Nu-i târziu. Există încă moment și în calendar în care, deci, s-ar putea transforma într-un partid pe modelul Macron, de exemplu, care și-a scos din pălărie la un moment dat partidul, exact când a avut nevoie de el și beneficie și el de notorietate, a explodat. Acum, nu se pot face paralelisme între cele două cazuri, dar eu nu exclud această posibilitate și văd prea multă siguranță și dezinvoltură în tot ceea ce, în ceea ce afișează candidatul încă neanunțat, Mircea Joană. Deci, are o anumită bază în afara PSD-ului. Pentru că a zis, fără PSD, e mort. E, iată că oricând e posibil și acesta este răspunsul. Cred că și într-un caz și în altul ar putea să facă față. Da, e interesant, iată, dacă spuneți, cu apariția unui nou partid. Domnule profesor, e chiar de urmărit, apropo că și Macron nu știu cât a avut la dispoziție. Cred că totuși a avut mai mult de 3 luni cât ar avea Mircea Joană la dispoziție în perioada respectivă, pentru că și domnul Macron, la fel, pleca de pe stânga. Era ministru socialist al lui Hollande, a președintelui francez de stânga. Domnule profesor Marian, am dat o căutare, pentru că ați spus că are două nuanțe de albastru în marca respectivă, domnul Joană, și mă gândeam culoarea violet de la ce vine. Se pare că, de pildă, celebra culoare violet vine de la roșu și albastru, care ar fi fost mai indicat cumva pentru domnul Joană, că mă gândeam că face apel la celebra culoare violet, care, nu-i așa, i-a barat drumul către Cotroceni în 2009. Ne mai aducem aminte când a fost supus acelui atac cu culoarea violet, cu ghilimele de rigoare. Apropo, credeți că ar putea intra un independent în turul 2? Nu exclud acest lucru, iar potențiala intrare a unui independent în turul 2 depinde foarte mult de modul în care PSD se va poziționa și cum își va construi candidatul pentru alegerile prezidențiale. Sigur, aici, dacă e să discutăm despre Mircea Joană, că ar fi acel independent care ar putea să intre în turul 2. Dar iarăși, dialogul PNL-PSD cu acest calendar care între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale include alegerile parlamentare, dacă vreți, din punctul meu de vedere, este o formă de control reciproc pe care cei doi parteneri de coaliție în momentul de față la guvernare și le aplică, și cred eu că multe lucruri depind de modul în care cele două partide vor finaliza discuțiile din această perioadă. Domnilor, vreau să întreb pe final. Mâine se dă votul pentru președinta Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, care, iată, beneficiază de acest deficit de imagine, iată, după această sentință a Curții de Justiție privind achizițiile publice în cazul perioadei de COVID-19. Se vorbește despre un înlocuitor care ar putea fi Klaus Iohannis. Credeți într-o astfel de variantă sau mai degrabă Klaus Iohannis comisar european? Pentru că tot presa de ieri dădea două nume, Klaus Iohannis sau Mihai Tudose, domnule profesor. Eu pun sub semnul întrebării ambele aceste ipostaze. Odată, Ursula von der Leyen a avut acest deficit de imagine chiar înaintea acestei sentințe anunțate azi. Deci, era așa o coadă destul de o cometă destul de negativă și cu toate astea, iată, toate negocierile care s-au făcut între partide în cadrul PPE au concluzionat că e un personaj destul de maleabil, hai să spun așa, și convenabil, ca să meargă mai departe. În plus de asta, am luat la cunoștință de opoziție a unui europarlamentar român, Sigvic Mureșan, care zice, nu-i nicio problemă. El, vorbind interior, chiar
având și funcții și oarecare influență acolo, el crede că nu va fi nicio perturbare și că votul de mâine va decurge nestingherit în aceeași direcție. Înclin să cred în acest scenariu. Pe de altă parte, dacă Klaus Iohannis va reuși să se intruzioneze în aceste jocuri, iarăși sunt puțin sceptic, pentru că acestea, în general, sunt lucruri negociate în prealabil, stabilite la nivele înalte și surprizele oarecumva sunt excluse. Bun, avea capacitate de a negocia. Era acolo, dar niciodată, iată, nu s-a vorbit despre asta și mă tem că nu există nicio negociere. Nu știu de ce a apărut acest zvon, că e de fapt un zvon care circulă de o zi, două, în aceste condiții care s-ar putea să nu-i facă deloc. Cu președintele Klaus Iohannis, da, comisar. În poziția de comisar. S-ar putea să-i producă, să-i facă iarăși rău, dacă mai contează asta. Dar de ce? Păi de ce? Ai încercat și acolo, ai încercat și acolo și s-au înțândit toate ușile în cap. Deci, n-ai reușit la NATO, n-ai reușit la Comisia Europeană, nici pe poziția de comisar. Și atunci, ce mai este? Bați la uși care sunt deja închise sau împleabile, nu ai negociat pentru asta. Și mai este încă un element și am încheiat. Reacția PSD-ului la aceste lucruri a fost una destul de aspră și de vehementă. Nu, nu, nu. Comisarul, propunerea de comisar aține prerogativa premierului și aproape că spunea că nu va fi în niciun caz Iohannis. Eu așa am înțeles. Domnule profesor Marian, cum vi se pare, iată, aceste discuții? Ori președinte, ori variantă pentru înlocuirea actualei președinte a Comisiei Europene, ori comisar european? Sigur, cred că am discutat într-o emisiune anterioară împreună cu dumneavoastră faptul că președintele Iohannis ar putea accesa una dintre aceste poziții de la nivel internațional prin prisma experienței pe care o are 10 ani în funcția de președinte al României și a unei imagini, aș spune eu, rezonabile în fața partenerilor. Sigur, eu personal m-aș bucura ca președintele României să ocupe o poziție importantă la nivelul Uniunii Europene, ar fi un lucru bun în primul rând pentru România, cum m-aș fi bucurat în trecut și președintele Băsescu să fi avut această posibilitate. La cum arată lucrurile în momentul de față, pare destul de puțin probabil să se întâmple acest lucru. Sigur, informațiile care vin dinspre Bruxelles arată oarecare șubrezire, dacă vreți, în tabăra doamnei von der Leyen, dar nu cred că schimbările pot să apară peste noapte și din ce am văzut pozițiile pe care le-au avut cei care sunt implicați în mod direct acolo, fie că vorbim de reprezentanții PPS sau de reprezentanții PS, ele sunt mai degrabă sceptice în privința șanselor pe care președintele Iohannis le-ar avea în eventualitatea în care candidatura doamnei von der Leyen nu se va concretiza. Da, asta va fi de urmă, adică vom avea o zi intensă mâine, dar apropo, spunea domnul profesor Nițor că mai degrabă îi face rău, iată, această asociere și cu funcția de comisar lui Klaus Iohannis. Dacă nu iese. Dacă nu iese. Dacă nu iese, credeți că deja nu cade într-un ușor ridicol, pentru că e, ca să spun așa, invocat cam pentru fiecare demnitate europeană? Nu cred, din punctul meu de vedere, o poziție de comisar pentru un fost șef de stat cu două mandate la activ nu mi se pare o modalitate bună de a-și continua cariera politică. Este, sigur, o poziție prestigioasă, dar nu cred că este potrivită pentru cineva cu experiența domnului Iohannis, care vine după 10 ani de exercitare a funcției de președinte al României. O poziție de comisar, sigur, importantă, consistentă, dar nu cred că pentru cineva cu profilul domnului Iohannis ar fi un pas înainte. Vom vedea, domnule profesor, 10 secunde că nu mai avem... Exact. Suntem siguri că România avea o poziție de comisar. Acum se joacă între economie și extindere. Iată, dacă ar fi după preferința mea, aș prefera pe extindere, dar să fie un diplomat autentic, unul care, într-adevăr, să asigure o vizibilitate Rareș Bogdan foarte bună. Pentru că...
I-a fost invocat numele. Rămâne să discutăm ca să spun eu așa și pentru... Eu n-am zis asta. Păi nu, i-a fost invocat numele pentru extindere, okay, înainte de a fi invocat numele președintelui Klaus Iohannis. Domnule profesor Nițor, domnule profesor Marian, vă mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru analiză și comentariu. O foarte scurtă pauză. La fix revenim cu principalele titluri. Am revenit aici în Prima News și vreau cumva să continuăm discuția din primele două părți. Asta prin prisma faptului că vorbim despre o schimbare pe care o trăim ca generație, ca societate, o schimbare pe nesimțite. Dat fiind faptul că lucrul ăsta l-am mai enunțat și în alte ediții și în alte emisiuni, din 2006, de când s-a inventat telefonul inteligent, practic trăim o revoluție industrială, o revoluție tehnologică cum umanitatea n-a mai cunoscut. De pildă, suntem în situația în care se vorbește despre măsuri pe care le folosește poliția Marii Britanii, folosind instrumente ale inteligenței artificiale care monitorizează de la scanarea feței la chestiuni ce țin de identitate până la ultimul amănunt, până la ultimul detaliu. Acel Big Brother pe care îl imagina George Orwell în celebrul său roman 1984, scris că cred că în anii 40, e, ca să spun așa, lăsat în spate de controlul și de maniera în care am ajuns ca lucrurile să se întâmple astăzi. Și tocmai de asta am mai spus de foarte multe ori, atenție la ce libertăți cedăm, pentru că odată cedate s-ar putea să nu le mai primim înapoi. Și aici sunt discuții realmente fundamentale. Vreau să discutăm despre paradigma nouă, despre mentalitatea nouă, despre epoca istorică nouă pe care o trăiește umanitatea, pornind sigur că da, de la evenimentele concrete, reale pe care le avem, de la ceea ce se întâmplă în Statele Unite, de la curentele și ideologiile noi care se bat cap în cap și sigur că da, de la maniera în care se transformă astăzi Europa, bătrânul continent care e pus în discuție și astăzi ca și în trecut între alte zone, între lumea transatlantică cu care suntem în permanent contact, cu lumea nouă, cu Statele Unite ale Americii și, evident, zona asiatică, zona reprezentată de Kremlin și de Beijing, sau mai degrabă de Beijing și de satelitul său de la Kremlin. Dar discutăm despre toate aceste lucruri. Înainte de a vă prezenta invitații acestei ore, vă propun să vedem care sunt principalele titluri. Aproape 300 de localități au probleme la alimentarea cu apă și peste 230 de fântâni sunt secate, anunță Administrația Națională Apele Române. Cele mai multe probleme sunt în județele din estul țării, Botoșani, Vaslui, Neamț, Iași și Vrancea. În aceste zone, autoritățile fac eforturi să stocheze apa, astfel încât să ajungă la toți beneficiarii, iar localnicii sunt rugați să facă economie și pe cât posibil să utilizeze apa de la robinet doar pentru băut și pentru mâncare, nu pentru udat grădinile sau să-și umple piscina. Asta mi se pare că e o chestiune care ține până la urmă de bun simț și de o anumită civilitate pe care ar trebui să o aibă fiecare. De altfel, vremea continuă să ne dea bătăi de cap. Astăzi este încă valabil codul roșu de caniculă în cea mai mare parte a țării, dar meteorologii au emis și avertizări de furtună pentru zona de munte și mai multe județe din Banat, Crișana, Maramureș și jumătatea de nord a Moldovei. Codul galben de instabilitate atmosferică este instabil până la noapte la ora 2. De mâine, aproape jumătate dintre județele țării scapă de avertizarea de caniculă și disconfort termic. Sigur, e un disconfort termic pe care cred că de puține ori l-am trăit în România pe o perioadă atât de îndelungată, pe atât de multe zile legate cap la cap. Dar înțeleg că, iată, în weekendul ăsta respiră mai ușurat, ne răcurim la temperaturi sub 30 de grade, că până acum băteam recorduri spre 40. Legea care obligă prosumatorii să instaleze capacități de stocare a energiei produse a fost trimisă la reexaminare de către președintele Klaus Iohannis. Motivul ar fi că noile prevederi, deși necesare pe fond, sunt inoportune și inaplicabile fără ajutor din partea statului și ar putea avea un efect de descurajare a instalării de panouri fotovoltaice. Între timp, ministrul energiei Sebastian Burduja a convocat o ședință cu toți producătorii de energie din România pentru a discuta despre capacitățile de producție și accelerarea planurilor de investiții în noi capacități de stocare.
Probleme pentru Ursula von der Leyen, cu o zi înaintea votului pentru șefia Comisiei Europene. Aceasta a pierdut procesul privind achiziția de vaccinuri împotriva COVID-19 în fața instanței supreme a Uniunii Europene. Curtea de Justiție a decis că publicul nu a avut acces suficient de larg la contracte și a constatat nereguli în redactarea unor părți ale documentelor. Ca urmare a deciziei, Partidul Popular European s-a reunit în ședință de urgență pentru a găsi variante de criză în cazul în care Ursula von der Leyen nu trece de votul de mâine, potrivit G4 Media, și ar fi exprimat disponibilitatea de a candida la șefia Comisiei Europene premierul Croației Andrei Plenković și președintele României Klaus Iohannis. E foarte posibil să fie și alte nume în joc care să o poată înlocui pe Ursula von der Leyen, dacă, sigur că da, aceasta nu va trece de votul eurodeputaților, prin prisma faptului că eu am mai spus și în ediții trecute, și în intervențiile trecute, majoritatea și de acum 5 ani a fost foarte restrânsă de 9 voturi pentru Ursula von der Leyen, dar să nu uităm, ca să spun așa, precedentul, nu că exista o instituție a precedentului. Vechiul candidat Manfred Weber al popularilor de acum 5 ani a fost înlocuit în ultimul act de Ursula von der Leyen. S-ar putea să avem pe acest principiu un candidat surpriză, deși dacă e să luăm majoritatea din Parlamentul European, actuala președintă a Comisiei Europene n-ar trebui să aibă probleme. Sunt peste 400 de mandate din cele 720 care compun Alianța Popularilor, Socialiștilor și Liberalilor lui Macron. Aderarea Ucrainei la NATO ar însemna o declarație de război. Dacă acest lucru va face bucăți întreaga planetă, depinde exclusiv de prudența NATO, afirmă fostul președinte rus Dmitri Medvedev. În prezent, vicepreședinte al Consiliului Securității Ruse, Medvedev a declarat pentru o publicație locală că acțiunile întreprinse de ani de zile de extindere a alianței duc NATO într-un punct fără întoarcere și cu cât se vor înmulți astfel de încercări, cu atât mai dure vor deveni răspunsurile Moscovei. E un lucru pe care să-l comentăm și pe parcursul acestei ore. Taiwanul ar trebui să plătească Statele Unite pentru apărarea sa, deoarece nu oferă nimic țării, spune Donald Trump. Într-un interviu acordat Bloomberg Business Week, Trump pune sub semnul întrebării sprijinul Washingtonului pentru Taipei în cazul în care liderul republican se va întoarce la Casa Albă. Asta în condițiile în care Statele Unite sunt cel mai important susținător internațional și furnizor de arme al Taiwanului. Eu n-aș merge, ca să spun așa, exclusiv pe ceea ce declară un candidat la Casa Albă sau la funcția prezidențială, cunoscut fiind faptul că majoritatea americanilor care votează la aceste alegeri se opun sprijinului financiar, militar, pe care Statele Unite îl acordă în diverse colțuri din lume. Unul e discursul din campanie, altul e discursul odată așezat în biroul Oval. Elon Musk a anunțat că va muta sediul a două dintre companiile sale X și SpaceX din California în Texas. Ultima picătură, susține Musk, a fost legea din California care interzice școlilor să informeze părinții dacă copiilor se identifică ca gay sau transgender, scrie The Wall Street Journal. Legea siguranței, publicată, promulgată zilele trecute de guvernatorul democrat Gary Newsom, interzice școlilor să oblige profesorii să dezvăluie părinților identitatea sexuală a copilului lor sau dacă aceștia se identifică drept transexuali fără aprobarea lor. Uite, și ăsta e un subiect în sine care ține până la urmă de demersul nostru din această oră, apropo de cum se schimbă lumea și de ce concepte noi apar și se pun cap în cap ca ideologie. Sport acum, mai sunt doar câteva zile până la debutul Jocurilor Olimpice de la Paris. Prezentarea oficială a echipei olimpice Team România va avea loc la Palatul Cotroceni în această seară, unde va fi primită de către președintele Klaus Iohannis. Delegația noastră va fi condusă de către Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic Român și Sportiv Român. Jocurile Olimpice de la Paris au loc în perioada 26 iulie 11 august. Să sperăm că vom număra mai multe medalii decât în edițiile precedente. Pe vremuri, Olimpiada era, ca să spun așa, un moment de satisfacție maximă pentru iubitorii sportului, că cel puțin la câteva sporturi, canotaj sau gimnastică, fie masculină și mai cu seamă feminină, veneam cu medalii serioase. După ce a primit 3 goluri de la CFR Cluj în prima etapă, Dinamo este aproape de realizarea unui nou transfer pentru betonarea apărării. Este vorba despre Maxim Sivi, care a evoluat 6 ani în Franța în ligile inferioare, iar acum este liber de contract. Francezul se va bate cu Cristi Costin pentru postul de fundaș dreapta. Acestea au fost principalele titluri. Da, vreau să le mulțumesc invitațiilor noștri din această oră.
pentru că, iată, vreau să vorbim despre cum se schimbă lumea. Trăim o epocă istorică nouă. Aici, în platoul Prima News, alături de mine se află domnul Cristian Manolachi, istoric, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, directorul Centrului de Cultură Urbană din Cluj-Napoca. Vă mulțumesc pentru prezență. Bine v-am găsit. Prin legătură telefonică se află domnul profesor Toader Nicoară, fostul decan al Facultății de Istorie a Universității Babeș-Bolyai și fost rector al Universității Constantin Tâncuș din Târgu Jiu. Domnule profesor Nicoară, vă mulțumesc pentru prezența aici în emisiune la Prima News. Mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule profesor Nicoară, cum vi se pare că, aș porni chiar de la acest lucru, trăim o epocă nouă, o epocă, hai să spunem, care a schimbat realități fără să ne dăm seama. Și aș porni chiar de la ceea ce se întâmplă în Statele Unite, unde am avut un atentat asupra unui președinte, a unui fost președinte, dar candidat, și lucrul ăsta m-a dus cu gândul la momentul 1984, când Ronald Reagan a fost la fel ținta unui astfel de atac. Cumva, nu știu, sunt momente ciclice în istorie, dar evident, calate pe realitățile pe care le avem. Vi se pare că intrăm într-o nouă ordine, într-un nou tablou istoric, fără să ne fi dat seama până acum? Fără îndoială, toată lumea e de acord să constate că lumea în care trăim este o lume în schimbare. Este o lume într-o teribil de gravă criză. Avem senzația că plăcile tectonice se mișcă într-o manieră destul de zgomotoasă și provoacă criză, provoacă derută, provoacă foarte multe incertitudini. Deci, din acest punct de vedere, sigur că da, putem avea senzația că istoria se repetă, dar sigur putem să citim evenimentul de care vorbeați dumneavoastră și ca o chestiune de natură accidentală. Accident a fost și încercarea de a-l împușca pe Ronald Reagan și probabil că un accident de parcurs, din fericire fericit, pentru că nu s-a întâmplat o nenorocire, ceea ce s-a întâmplat zilele trecute. Însă asta este o lectură de suprafață, pentru că este clar, noi suntem în interiorul unui mare proces de schimbare ca urmare a ceea ce putem numi revoluția digitală. Acest lucru a provocat foarte multe schimbări și dacă ne uităm doar la ordinea politică, o să constatăm că raporturile internaționale și regulile după care a funcționat lumea după cel de-al doilea război mondial, când din nou a fost într-o foarte gravă criză, încep să nu mai funcționeze. Nu dădeați la știri următorul exemplu, că nu știu care reprezentant din Moscova spunea că dacă Occidentul face cu tare mișcare, primind Ucraina în NATO, se întâmplă. Deci cum ar veni, lumea euroatlantică este ținută cumva prizonieră de către ce zice Rusia lui Putin și alți reprezentanți a ei, a unui regim totuși autoritar, ca să nu-i zic chiar totalitar. Dar dacă mai adăugăm aici și problema Taiwanului și China, sigur, cele două mari state care au un rol de spus și probabil vor avea un cuvânt de spus în prezent și în viitor cu privire la soarta lumii, este clar că ne propun un model care contrazice, de fapt, modelul cu care noi ne-am obișnuit după cel de-al doilea război mondial, adică această lume euroatlantică care mizează pe libertate, pe democrație, pe drepturile omului și, în general, pe ideea de libertate și de common sense, de bun simț și de libertate în toate domeniile, să spun așa. Da, deci este clar, lumea se schimbă și noi sigur că se schimbă în bine. Revin, domnule profesor, pentru că ați vorbit, iată, de cei doi poli sau de lumea multipolară, cum ar spune unii, apropo de această schimbare a ordinii. Era vorba de fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, care a făcut acea declarație, dar acum, cam impropriu, din punct de vedere, hai să-i spunem,
a puterii efective pe care a avut-o Medvedev când a fost președinte, pentru că premierul de la vremea respectivă, care era Putin, deținea puterea adevărată, că pe urmă a și schimbat Constituția ca să poată fi președinte de câte ori vrea el. Că nu știu, cred că mai are posibilitatea până prin 2030 și ceva. Domnule profesor Manolachi, apropo de ceea ce îl întrebasem și pe domnul profesor Nicoară, în momentul de față, credeți că trăim, nu știu, o etapă istorică nouă? Se schimbă ordinea mondială pe care noi o știam? Sau, nu știu, astfel de ordine, în general, se schimbă, intervine mai greu? Și mă referam aici, sigur, și la tot ceea ce se întâmplă în Statele Unite, că atenția e absolut maximă pe alegerile de acolo. A, și eu tind să fiu de acord cu domnul profesor Nicoară, pe care îl salut cu această ocazie, da? Trăim într-o lume în schimbare, nu mai avem lumea cea de după căderea zidului Berlinului, da? În care unii istorici au spus că odată cu căderea cu destrămarea Uniunii Sovietice am intrat într-o nouă eră, ca să zic așa, în care lumea occidentală, lumea capitalistă, lumea drepturilor omului, așa se părea la momentul respectiv că această lume câștigase lumea întreagă, ca să spun așa. Ei bine, lucrurile nu mai sunt, nu mai stau chiar așa. Statele Unite ale Americii se văd serios concurate de China, care a devenit între timp o putere. Nu știu, dacă este să ne uităm și în Asia, avem Iranul, da, avem și problematicul stat al Coreei de Nord, lumea sud-americană nu mai ascultă de lumea occidentală așa cum făcea odinioară, da, deci cumva trăim într-o lume în schimbare și practic modul acesta al nostru de viață este practic contestat de noile puteri, ca să zic așa, care s-au născut după căderea Uniunii Sovietice, inclusiv această reinterpretare a Uniunii Sovietice, care este Rusia de astăzi. Da, nu știu, vi se pare că a greșit lumea euroatlantică, pentru că, ca să folosesc sintagma domnului profesor Nicoară, pentru că, iată, se ajunge la această reinterpretare? Da, acum depinde, poate că și mult, poate că, cum să zic, această contestare, poate că este mai vizibilă decât este ea de fapt. Pentru că numai dacă ne uităm, nu știu, la bugetul de apărare al Statelor Unite ale Americii, întrece da, într-o mare măsură toate celelalte bugete existente. Lumea occidentală cu siguranță că și ea s-a schimbat din 1990 și până astăzi, da? Ne putem uita doar la liderii de la Bruxelles, care au ajuns să fie niște birocrați, care nu mai sunt reprezentativi, nu mai inspiră oamenii, ca să zic așa. Ne putem uita și la ceea ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii, cu această cursă prezidențială care pare să se transforme într-un episod din acesta, pe care mai degrabă l-am putea vedea și mai de calitate la Cirque du Soleil, da? Deci, da, probabil că și lumea occidentală nu mai este cea de odinioară și, da, mai avem și aceste politici, această obsesie pentru politicile ecologiste, aceste subvenții masive pentru energiile verzi. Da, chiar dumneavoastră prezentați la știri chiar acum, înainte să intrăm în această emisiune, cu această criză apei, criza, au fost și căderi de tensiune, da? Deci, și toate astea, cărui fapt se datorează? Faptului că investim resurse uriașe în energie regenerabilă, care, sigur, e foarte frumos și foarte curat, doar că uităm să ne uităm și la costul de oportunitate. Cât ne costă toate aceste investiții? Bun, asta e, ca să spun așa, și o paradigmă apropo de ceea ce se întâmplă și în state și în Europa, ca și mecanism. Vă rog, domnule profesore. Vă rog. Dacă îmi permiteți, este limpede că lumea occidentală s-a schimbat radical de la cel de-al doilea război mondial încoace, pentru că s-au perindat de acolo două generații și jumătate, aproape trei, și, de fapt, nenorocirile războiului au ieșit din memoria colectivă și din sensibilitatea epocii contemporane. Dacă ne uităm bine, societatea occidentală